Războiul ce vine niciodată nu a fost atât de mare și groaznic, și pace nu va fi. Părintele Iosif va topedinul. Auzis neamuri și popoare din lumea întreagă, și tu, ascultător, le ia aminte la ceea ce vei auzi. Sunt dureroase și triste, dar sunt destinate să se întâmple. Câte în scripturi sunt scrise? Le-au scris părinții noștri ca lumea să afle ce din acest război urmează să pățească ca la Dumnezeu să meargă și să se pocăiască dacă dorește a se salva și fericit să trăiască. Focul se va aprinde de la o criză mică, strigare de război din Bulgaria vine. Iar deodată Rusia intră în Turcia și ca un torent puternic mătură Persia, adică Iranul, și înaintează neîncetat. Ajunge în Palestina, Antichristul vrea să devină Dumnezeu în această lume. Atunci coboară țările împreună din apus. Vai de neamurile din nord, toate devin cenușa. Cu turbare se apără puternic Rusia în Turcia, ce a nedreptățit pe Grecia. Și toată se aprinde și arde ca lumânarea. Zadarnic se luptă Rusia, să mențină cunoscutele strâmtori, până la sfârșit, pentru că de la răsărit, Corea, Manciuria, între America și cu Japonia și înaintează cu viteză în Siberia, în timp ce în partea de apus învinge Germania și atunci e imposibil să țină Rusia și părăsește strâmtorile. Egipt și Turcia. Este lovită Rusia peste tot și pleacă cum se risipește o turmă dezordonată. Atunci și Turcia cea înșelătoare, pentru că va înfăptui cu vicleșug mare trădare, pentru că după ce va fi cucerită toată de către Rusia, se va alia cu Bulgaria și cu Rusia. De aceea, câți creștini se află în cetate și în împrejurimile ei trebuie să plece toți, pentru că cetatea Constantinopolului va arde și niciun locuitor nu va rămâne viu în interiorul ei. Numai biserica va rămâne. Casa aceasta și Biserica în lui Dumnezeu, Sfânta Sofia, încât va rămâne farul purul luminos al Bisericii Ortodoxe, de unde se va răspândi în toată lumea, a împărăției lui Hristos pe care lumea o așteaptă. Prima parte a groaznicului război s-a încheiat. Atâtea suferințe de cinci luni nu suficiente. Dumnezeul meu, nu sunt, și iarăși nou război va începe să se stârnească. Vai de om ce are să tragă! Problema cetății iarăși va fi în centru și lumea se va încurca și nu se va mai descurca. Imediat, discordia intră în creta și imediat se vor aprinde ura și patimile. După ce puternicii pământului vor fi dezamăgiți, atunci va fi război ce nu a mai fost vreodată. Vai de necredincioși, niciunul nu va scăpa. Atunci Grecia neutră și mereu neîndreptățită își va cere dreptatea și pregătită va aștepta fără să se amestece. Și va vorbi atunci când trâmbița lui Dumnezeu din cer va trâmbița pentru a-i se face dreptate. Atunci neamurile sălbatic se vor măcelări la marginea cetății pentru strâmtori în principal. Atunci va înnota și se va înneca în sânge vițelul. Atunci se va curăța grâul de pleavă. În mare, oriunde se va afla vas, nu va rămâne. Și de la sânge, marea va deveni roșiatică. Cetatea va fi arsă și nici urmă nu va exista mai mult omul materialist. Pentru că multe a făcut. Singura va rămâne biserica înțelepciunii lui Dumnezeu. Podoaba Miresei lui Sfinte, Biserica. Trei zile și trei nopți, lupta va ține. Oricine iese viu, mare binecuvântare va avea. 18 țări furioase, cu încăpățânare, se vor măcelări ieșite din minți, în sânge afundate. Exact a treia zi, toți istoviți de luptă, vor vedea surprinși acolo sus pe cer, în partea dreaptă că strălucește mai mult decât soarele, o mare stea. Și de la stea, de desubt o cruce, ce fulgeră mai roșu decât focul. Și surprinse țările vor auzi din cer o voce ca de tunet a îngerului neașteptat, căruia vor sta la picioare. Vom arunca armele la pământ și speriați vom privi steaua, ca în mărmuriți. Stați, se va auzi voce. Stați pe loc, pentru că mult s-a rugat sângele omului. Alergați acolo, în partea dreaptă, urmați arcul ce iese din stea. Și acolo veți găsi om sfânt de-al meu. Păstor pe acesta am ales pentru a mea turmă. Pe acesta și voi ați ales păstor să păstorească oile mele, ce colindă pustiul fără stână. Noaptea se va auzi vocea mea și lumea speriată din sunetul trâmbiței va rămâne dezorientată. Și direct arcul se va întoarce spre sud, spre Grecia, ce din lumina cea cerească luminează ca lumânarea. Atunci vor veni ambasadori în Grecia. Grecia este plină de har, cu violență și rapiditate. Atunci prima se va ridica Grecia cu armata ei să împlinească sfânt scopul ei va ocupa neînvinsă teritoriile ei, cei le-au luat dușmanii. Ce lumea întreagă știe. Atunci refugiați împreună, de bucurie sărind, vor alerga la glia lor ca vulturi zburând. Atunci regele grec, alesul Domnului, în toate va fi excelent și de sus va stăpâni și conduce cu dreptate și pământul se va bucura de pace îndelungată armele de luptă vor deveni unelte și pluguri agricole. Pace și fericire. Va împărăți peste tot și ca frații vor trăi oamenii pe pământ, fără să întrebe unul de altul dacă nu cumva e străin. Și se va numi frate și din neamul lui Adam. Greci, treziți-vă, ăsta e adevărul, să nu vă înșele necredincioșii, cum că sunt povești. Toate acestea se vor întâmpla. Pământul se cutremură și pe voi nu vă sperie nenorocirea ce vine. Pe necredincioși să rănească și de pe pământ fără milă să-i șteargă. Luați hotărârea și rațional gândiți. Toți pocăiți-vă, întoarceți-vă la cele sfinte, pentru că niciuna din astea nu este mântuire. Războiul ce vine, niciodată nu a fost atât de mare și groaznic. Și pace nu va fi, dacă nu se va curăța grăul de pleavă și neghină și nu va arde ca iarba uscată. Părintele Iosif va tope dinul.